Dansul este o artă. Dansul înseamnă emoție ce ne învață să fim mai armonioși în întreg limbaj al gesturilor. Fiind o activitate spontană, dansul este cunoscut în lume într-o varietate de forme. În plus, este o metodă excelentă de relaxare ce merită a fi practicat de toți la orice vârstă. Nu se cunoaște momentul în care oamenii au început pentru prima dată să danseze, dar fiind o activitate spontană, aproape universală și strâns legată de alte aspecte ale culturii, cel mai probabil este că dansul s-a dezvoltat odată cu specia umană. Dansul a fost o formă de exprimare timpurie a oamenilor ce a precedat comunicarea prin cuvinte. Practic, dansul a reprezentat o primă formă de limbaj și exprimare a emoțiilor, dar și a însoțit întotdeauna marele evenimente din viața oamenilor. De altfel, dansul era cunoscut din cele mai vechi timpuri. Se pare că omul, mergând pe stânca peșterii, și-a observat umbra mișcându-se odată cu el, astfel că a început să realizeze tot felul de mișcări haotice, bucurându-se de dansul umbrei sale. Aproape oricine poate dansa, indiferent de vârstă sau de abilitate, fie că este vorba de salsa, un dans improvizat într-o discotecă sau dansul miresei. Inițial, prin dans ne concentrăm asupra propriei persoane, ca mai apoi să devenim conștienți de mediul înconjurător. Aproape oricine poate dansa, indiferent de vârstă sau de abilitate, fie că este vorba de salsa, un dans improvizat într-o discotecă sau dansul miresei. Inițial, prin dans ne concentrăm asupra propriei persoane, ca mai apoi să devenim conștienți de mediul înconjurător. Dansul pentru mine reprezintă totul. La moment sunt pasionat de dans și sens nu-mi imaginez viața fără el. Dansul reprezintă pentru mine este o parte din viața mea. Este un moment aparte, pentru că este activitatea de bază, în primul rând, în care și există, adică în continuă viața, și dansul este, în primul rând, și o plăcere. În prezent, dansul s-a transformat pe toate meridianele într-un soi de antrenament fizic. Mișcarea în ritmul alert al muzicii fortifică mușchii, îmbunătățește circulația sângelui, intensifică respirația, oferind o oxigenare pulmonară mai bogată și produce un masaj al mușchilor abdominali. La fel, păstrează suplețea siluetei și provoacă un somn mai sănătos. Dansul reprezintă o formă distractivă de mișcare ce poate înlocui cu succes un program intens de sport. Studiile arată că o oră de dans poate reduce între 500 și 700 de calorii. Frumusețea dansului este efemeră ca și multe alte ramuri ale artei, dar reușește să lase oamenilor nu numai trăirile pe care le-au simțit și pe care nimic altceva nu le poate înlocui sau exprima. Aceasta oferă satisfacții, fără a uita însă de aspectele estetice. În timp ce unii își cheltuie din resurse pentru a lua lecții de dans sau pentru a privi un spectacol de acest gen, alții dansează pentru a-și câștiga traiul. Dansul e practic toată viața mea, e tot timpul meu liber. E o pasiune, e un lucru, e o motivație zilnică pentru mine și, practic, nu știu, sunt primii pași pe care am făcut chiar de la 3 anișori. Mă ocup cu dansurile de la 5 ani, am deja 15 ani de când mă ocup, mi-aduce plăcere enormă, mi-aduce, nu știu, în fiecare zi mă simt împlinită, mă simt mulțumită, mi-aduce un ban bun, mi-aduce un nume bun, chiar în toată țara, familia mea, care este mândră de mine și, nu știu, pentru mine mă ocup, pentru mine dansez și după asta pentru toți. Mă ocup de la 4 ani și mi-a dus, cred că succesul e bucuria vieții, nu știu, fericirea, fac ceea ce îmi place și asta e cel mai important lucru. Am fost 15 ani în dans sportiv, 10 ani de Codreanca, 5 de alt club copilărie, apoi deja 2 ani de balet aici în Just Friends. Și medalii, cupe, diplome, diferite cadouri, premii și tot așa mai departe. Dansul se manifestă ca o energie vitală, creatoare. Este expresivitatea persoanei însăși, fiind folositor corpului uman și emoțiilor proprii. El poate deveni astfel o cale de însănătoșire, o regulă de viață sau o cale de acces spre o nouă dimensiune. Când dansăm, punem viața în mișcare. Dacă am trăit așa cum am dansa, adică liber, fericiți, conectați la tot ceea ce există în legătură cu sufletul nostru, am fi cu totul alții. Dansați pentru a alunga tensiunile, dansați pentru a fi fericiți! We'll be right back.